Și toată treaba asta a plecat de la Gabriel Liceanu. Nu este important câte cărți citești, nu este important câte pagini citești. Salutare, dragilor! Ce faceți? Dacă data trecută am vorbit despre citit și de ce să citești, m-am gândit că astăzi să atacăm un subiect foarte discutat, cel puțin la noi în România, și anume tinerii și în special copiii nu mai citesc. Eu personal, când aud fraza asta, copiii nu mai citesc sau tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc, mi se zbârlește părul pe ceafă, pentru că sunt și nu sunt de acord cu chestia asta, dar mai mult nu sunt de acord cu treaba asta. Și astăzi am venit să vă spun părerile mele despre subiectul ăsta și simțiți-vă liberi și voi să vă exprimați opiniile în comentarii, pentru că aș vrea să discutăm puțin treaba asta, pentru că o auzim constant. Cel puțin dacă sunteți în mediul academic sau, nu știu, aveți parte, nu știu, de contact cu cărțile sau intrați într-o sferă din asta a podcasturilor, cred inevitabil, cel puțin de 2-3 ori pe an, auzim fraza asta cu tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc. Și toată treaba asta a plecat de la Gabriel Liceanu, pe care l-am auzit într-un podcast, o emisiune, ceva, spunând că tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc și că făcuse o statistică la Humanitas, că în caz că nu știți, este președinte sau CEO sau ceva, director general sau ceva al Humanitas, el este omul principal de la Humanitas. Și spunea că făcea o statistică, că în anii 90 se cumpărau, Humanitas vindea nu știu câte cărți și în după 2005-2010, ceva de genul ăsta, au scăzut radical vânzările. Hai să discutăm treaba asta. Cu tot dragul și cu tot respectul pe care îl port domnului Liceanu, am câteva păreri puțin diferite legate de subiectul ăsta. În primul rând, când spunem copiii sau tinerii nu mai citesc, ne raportăm la ce eră. Dânsul, da, dădea acolo o de perioadă de timp, mă rog, în care a putut să facă o observație de genul ăsta, având și resursele necesare, vorbind de Humanitas. Când ne gândim la nivel global, cu privire la tineri, ne raportăm la ce perioadă? Pentru că dacă ne raportăm la, comparăm perioada actuală, da, anii 2000, secolul 21 cu anii 50, da, categoric, tinerii nu mai citesc, pentru că, în primul rând, au alte surse de a-și distrage atenția, da? Deci, trebuie să ne gândim, când facem genul ăsta de comparații, la perioadele la care ne referim. Pentru că este foarte simplu să vii să spui o frază din asta care, în mintea mea cel puțin, are o conotație negativă și o să ajungem imediat și la partea asta. Este foarte ușor să arunci o frază din asta, dar hai să o punem în context, hai să ne gândim puțin. Da, acum, raportat chiar și anii 90, dacă e să luăm anii 90 din România, comparat cu anii 60, anii 70 din România, da, tinerii citesc mult mai puțin. Dar de ce? Pentru că deschiderea la alte surse de distracție, să spunem, este mult mai mare, da? Și atunci, mie personal, nu mi se pare comparația asta foarte echitabilă, pentru că e ca și cum ai compara mere cu pere. Într-o perioadă în care sursa ta de entertainment, din perspectiva de copil, era să te duci afară să joci șotron, să sar cu harda și să stai în casă să asculti Europa Liberă cu părinții, cu draperiile trase, sau să citești o carte, nu prea ai cum să compari perioada aia cu perioada actuală, în care ai tablete, ai iPhone, ai laptopuri, ai informații pe toate străzile, ai absolut peste tot informație. Ai atât de multe lucruri cu care să-ți distragi atenția. Ai atâtea sfere de interes diferite față de perioada anilor 50, 60, 70, când vreți voi să comparați, încât efectiv comparațiile astea nu au sens. Chiar și dacă luăm perioada din 2015-2023 comparată cu 1989-2000, chiar și perioadele astea, fiind ele apropiate, sunt foarte diferite și mai ales într-o țară cum este România, unde lucrurile s-au schimbat foarte mult, mai ales în ultimii ani. Și comparațiile de genul ăsta mie mi se par puțin superficiale și este trist că vin de la un
domn atât de respectabil ca Liceanu și cu atâta cultură, pe care eu v-am zis, îl admir personal, îl admir pentru câtă cultură are și pentru felul în care gândește, dar mă întristează când văd fraze de genul ăsta, știți? Adică copiii din ziua, tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc, oamenii din ziua de astăzi nu mai citesc. Și dacă ne raportăm și la nivel global, da? Vorbim nu doar de Europa, și de America și așa mai departe, la fel, lucrurile s-au schimbat. Chiar și în Statele Unite, structura economică și tehnologia s-a schimbat față de anii 80-90. În prezent este mult schimbată, da? Și normal că tinerii nu vor mai avea aceeași atracție față de citit sau nu vor mai avea atâta timp să stea să citească când sunt bombardați de informații din toate direcțiile. Apoi, punctul numărul 2, pe care domnul Liceanu nu l-a luat în considerare și am observat de când am auzit fraza asta, m-am uitat puțin așa pe la Humanita și am văzut că stau rău de tot la capitolul ăsta. Dânsul și oamenii ca dânsul și în general editorii din România nu iau în considerare că odată cu avansul tehnologic forma de lectură nu mai este cea clasică. Forma de lecturare în ziua de astăzi nu mai este asta. Ori Humanitas cu precădere în România consideră citit asta. Da? Este iarăși o trăsătură de caracter specifică românilor când refuzăm avansul tehnologic, refuzăm să progresăm cu cei din jurul nostru, da? Nu, dragă, dacă nu citești carte fizică și nu dai pagină cu pagină, înseamnă că n-ai citit. Ori în ziua de astăzi avem foarte multe resurse și foarte multe modalități de a citi, da? Avem cărți în format audio, avem cărțile în format electronic, da? Nu mai este nevoie să te plimbi cu asta după tine. Poți să ai o tabletă, un Kindle, chiar și telefonul și să citești. Ori editurile de la noi din România nu iau în considerare chestia asta, partea asta ca fiind citit. Ei când spun au scăzut vânzările, se referă strict la cărți fizice. Și da, este firesc să scadă vânzările într-o epocă ca a noastră, când îți este mult mai ușor să-ți descarci pe telefon o carte și să o citești, este normal să scadă vânzările. Dar când spui tinerii nu mai citesc în ziua de astăzi, este puțin, are o conotație negativă pentru că nu e în considerare celelalte opțiuni de lectură. Și e trist pentru că practic pe oamenii ai scoți din peisaj, da? Doar pentru că eu am ales o variantă electronică și cunosc foarte multe persoane care efectiv nu au timp să stea cu o carte în mână. Și atunci ce fac? Citesc pe telefon, în tramvai, în metrou, da? Nu știu, în pauza de masă. Și probabil 90% din cărțile pe care le consumă sunt în varianta electronică. Și atunci ce facem? Pe oamenii ăștia excludem, spunem că ei nu sunt cititori doar pentru că nu consumă varianta clasică pe care editurile românești le preferă? Nu. Dacă vă uitați, iarăși, nu o să zic neapărat de Humanitas, Doamne ferește, că Humanitas în sine ca editură mie mi-e dragă, dar dacă vă uitați la editurile românești, 99% din ele, veți vedea că nu vin cu alternativa electronică la carte. Deci 99% din editurile românești nu-ți dau un PDF sau un audiobook, da? Pentru că, iarăși, mergem pe aceeași mentalitate. Și atunci este firesc ca vânzările să scadă, vânzările de cărți fizice să scadă. Este normal. Dar asta nu înseamnă, de aici nu trebuie să tragem direct concluzia că oamenii nu mai citesc. Eu am văzut clase întregi de copii, deci clase întregi de 20-30 de copii care erau turbați să citească serii întregi de cărți. Aduceți-vă aminte de nebunia care a fost cu Twilight. Da? Sau cu Jurnalele Vampirilor, sau cu, ce-a mai fost, Doamne, chiar și cu Sarah J. Maas, cu Tronul de Cleștar, sau... Aduceți-vă aminte câtă isterie se poate crea în ziua de astăzi în jurul unei serii de cărți. Și copiii ăia ajung să citească
6-7 cărți, dacă sunt publicate toate dintr-o serie, în decursul a câteva luni, a 2-3 luni, da? Ceea ce în mod normal nu ar face. Iarăși când venim și spunem copiii sau tinerii din ziua de astăzi nu citesc, mi se pare nedrept, pentru că ne raportăm strict la ceea ce considerăm noi lectură, și anume lectura clasică. Și da, aici dacă e să luăm, dacă vreți să deschidem alt subiect, că tinerii și adolescenții și copiii din ziua de astăzi nu mai citesc clasici sau calitatea lecturilor pe care le au în ziua de azi copiii a scăzut foarte mult, ăla e alt subiect și da, acolo putem să cădem de acord pe foarte multe chestii, dar când vorbim la general, da, poate tinerii nu mai citesc clasici, dar citesc foarte multă lectură contemporană, da? Iar mulți oameni care vin și spun tinerii nu mai citesc, se referă că tinerii nu mai citesc autori ruși, tinerii nu citesc filozofie, tinerii nu citesc alți clasici și așa mai departe. Da? Și îi exclud din stat. Și conotația negativă pe care o are o astfel de frază este că odată pune foarte multă presiune pe cei care vor să citească. Eu așa am simțit-o tot timpul. Când auzeam copil fiind fraza asta, băi, voi tinerii nu mai citiți, simțeam o presiune enormă pe mine să citesc ca să demonstrez că nu e așa. Și este trist, pentru că ajungi să faci chestia asta, ajungi să citești și ajungi să asociezi partea asta de lectură, în loc de plăcere sau în loc să o vezi ca pe un hobby, ajungi să o disprețuiești, pentru că e multă presiune, da? O faci din obligație și cum știm cu toții, în momentul în care începi să faci lucrurile din obligație, nu-ți mai plac. Bun, în al doilea rând, nici sistemul de învățământ nu vine să ne ajute și nu vine să facă nimic. Acum, la ora actuală, dacă facem dăm un search rapid așa și facem un chestionar din asta, un studiu de piață rapid așa, o să aflăm, și nu e surprinzător, că Ion este cel mai detestat românesc din România, da? Ion este cel mai urât roman din România, deși mie personal, că iarăși ca paranteză, mie mi s-a părut unul dintre cele mai bune, dacă mă întrebați pe mine. Dar asta e altă discuție. Și asta pentru că mentalitatea este învață pentru că trebuie să știi la bac, învață-l pe din afară, iarăși. O mare problemă pe care am avut-o în general cu profesorii de română sau cu profesorul meu de română din liceu este că omul, deși era dispus, era cumva pe de-o parte deschis la discuții, vroia neapărat să mergi pe firul lui, adică n-accepta alte opinii, n-accepta alte păreri, n-accepta alte idei, da? Nu aveai voie să interpretezi altfel lucrurile decât așa cum le vedea el. Și când ai parte de astfel de profesori care te obligă să vezi doar drumul ăla, automat îți scade plăcerea de a citi cărțile alea și automat îți scade dorința de a afla mai multe și de a dezvolta subiectul respectiv, da? Iarăși, dacă vreți, putem să facem un experiment din asta. Mergem în ce liceu vreți voi și o să vorbim cu copiii de clasa 11-12 și o să vedeți că urăsc din tot sufletul romanele pe care teoretic ar trebui să le citească pentru BAC, da? Pe care le au la orele de literatură. În schimb, citesc foarte multă literatură din asta contemporană, din asta easy, fantasy, din asta tâmpenii din astea care n-au nicio treabă cu școala în sine. Și le face atâta plăcere să citească chestia aia și se afundă efectiv în cărțile alea și pot să-ți povestească despre vampiri, despre vârcolași, despre tot felul de ființe magice, despre universuri din astea paralele și așa mai departe, pot să-ți povestească săptămâni întregi. Și când îi pui să vorbească la fel despre cărțile din manual, de la ora de română, îți dai seama că nu mai pot să facă exact același lucru. Da? Asta nu înseamnă că ei nu sunt capabili să citească, să înțeleagă un text sau să dezvolte subiectul, ci că pur și simplu pentru că nu le place subiectul ăla și pentru că o simt ca pe o obligație și simt că este îndârjirea aia de a le băga pe gât niște texte care lor nu li se par atractive, îi face pur și simplu să blocheze partea aia și nu
pot să scoată 3 cuvinte despre Ion sau despre orice alt roman, mai 3 sau care vreți voi, da? Să regândesc, mie nu mi-a plăcut mai 3, sub nicio formă și nici nu-mi place și nu o să-mi placă niciodată și am mai zis treaba asta, urâți-mă cât vreți, nu mi-a plăcut Ultima noapte de dragoste, îmi vine să vomit numai când mă gândesc la romanul așa cum am. Și au fost multe cărți de genul ăsta și nu aveam voie să spun că nu-mi plac și că nu le înțeleg rostul și că nu înțeleg de ce trebuie să-mi pierd eu timpul, pentru că asta consideram că era o pierdere de timp să stau să analizez nenorocirea aia de carte, când aș fi putut să citesc altceva care poate m-ar fi ajutat mai mult. Știți? N-aveam voie să spun chestia asta. Ei, și făcând un sistem din ăsta de educație în care copilul este obligat să înghită niște lucruri pe bandă rulantă, normal că nu-i mai vine să citească clasici, să citească lucruri importante pentru el, să citească. Și unii dintre ei chiar nici nu mai citesc. Adică unii chiar se lehămițesc de citit tocmai pentru că asociază cititul cu toate lucrurile astea negative pe care ni le bagă școala pe gât, da? Deci, hai să nu uităm puțin mai în profunzimea problemei. Dacă mă întrebați pe mine, copiii din ziua de astăzi mai citesc sau nu mai citesc? Da, evident că nu mai citesc atât de mult cum citeau înainte. Noroc cu pandemia, că a venit pandemia și că ne-au închis în casă și așa s-au gândit unii să facă și la noi o altă sursă alternativă de cărți, și anume Voxa. Da? Nu știu dacă mai există altă platformă din asta unde poți să descarci audiobook-uri sau PDF-uri, cărți electronice, da? Dar de Voxa știu că și-au mai făcut reclamă. În rest, nu avem alternative, tocmai pentru că editurile din România nu acceptă decât cartea fizică, atât, asta contează, pentru că oamenii când iau în considerare cititul spun că trebuie să stai să citești cuvânt cu cuvânt, dar asta înseamnă și cărțile electronice în varianta electronică, încă pe Kindle sau pe telefon. Iarăși foarte mulți oameni când vorbesc de citit omit esențialul. Nu este important câte cărți citești, nu este important câte pagini citești, câte cuvinte citești, nu este important neapărat formatul în care citești, ci este important, esențial, cel puțin din punctul meu de vedere, este ce reții, cu ce rămâi după ce ai citit. Sunt oameni, și iarăși un lucru pe care în România nu vor foarte mulți părinți, profesori, medici și așa mai departe să-l accepte, este că sunt oameni care își extrag informația mai bine ascultând decât citind. Da? Sunt oameni și copii care au această abilitate, să-i spunem, eu nu-i zic dizabilitate, îi zic abilitate, de a reține informațiile în momentul în care li se spune. Fac ceva, da? Își concentrează partea fizică, nu știu, mecanică a trupului, făcând niște lucruri prin casă sau așa, și ascultă. Dacă omul ăla îl pui să citească o carte fizică și în același timp îl pui să asculte un audiobook și reține mai multe din audiobook decât din cartea fizică, de ce să-l chinui? Pentru că esența, până la urma urmei, a cititului nu este să te lauzi că ești cititor. Că nu interesează pe nimeni că ești cititor. Nu interesează pe nimeni că ai citit 70.000 de pagini într-o lună. Nu interesează pe nimeni că ai citit 600 de cărți într-un an. Nu ajută la nimic. Când tragi linie la finalul zilei, overall, la nivel global, n-ajută pe nimeni faptul că tu ai citit 600 de cărți sau că tu ai citit toți filozofii sau că tu ai citit cele mai importante scrieri din lumea asta. Nu interesează pe nimeni. Esența este cu ce rămâi și cu cum poți aplica ceea ce ai aflat din cărțile alea. Da? Dacă ai rămas cu ceva de pe urma acelor cărți, nu știu, cu niște sentimente, te-a făcut să te gândești la comportamentul tău, te-a făcut să-ți dai seama că, băi, stai un pic, lumea nu se limitează doar la oamenii pe care îi cunosc eu, te-a făcut să deschizi orizonturile, eu cred că ăsta este cel mai important lucru, nu câte pagini ai citit sau să te declari tu cititor, ci cum reușești să faci lumea mai bună, lumea ta și lumea din exteriorul tău mai bună prin ceea ce citești, prin ceea ce îți rămâne după ce ai citit.
Ăsta este cel mai important lucru. Și din îndârjirea asta de a încerca să părem deștepți, culți, academici, în toate felurile posibile, din îndârjirea asta ne scapă esențialul. Și cred că mai degrabă către asta ar trebui să ne orientăm. Către a încerca să-i facem pe oameni să ajungă să citească, indiferent de formatul în care vor ei să citească și care le este lor confortabil, pentru a rămâne cu ceva, pentru a-și exersa memoria și pentru a rămâne cu ceva și pentru a face lumea în care trăiesc mai bună și pentru a gândi mai complex. Și încă un aspect pe care, iarăși, editurile nu-l iau în seamă și nimeni nu vorbește despre treaba asta pentru că este relativ ilegală și nu se poate discuta, este faptul că există piraterie foarte multă pe partea asta. Având în vedere avansul tehnologic, există piraterie, găsești audiobook-uri gratis, găsești PDF-uri gratis, găsești aproape toate cărțile, aproape, nu toate, dar aproape toate cărțile le găsești, cum într-un fel sau altul le găsești gratis. Pentru că pe mine asta mă enervează când îi iau pe unii, păi eu n-am bani să citesc. Dar nu-ți trebuiesc bani! Nici măcar nu-ți trebuie nici bani și nici timp nu-ți mai trebuie, pentru că poți să asculti o carte în timp ce faci altceva. Da? Deci nu este vorba despre bani aici și evident că ăsta merge în detrimentul editurilor și a librăriilor și a producătorilor de cărți și a târgurilor de cărți. Evident, este un lucru negativ, dar care până la în urma urmei, la finalul zilei, poate să aibă un context pozitiv, că important este ca omul să rămână cu ceva despre el. Nu înseamnă că încurajez pirateria, Doamne ferește, dar vreau să spun că este un aspect pe care oamenii ăștia nu-l iau în considerare. Și știu că există, dar nu se uită. Sunt așa, știți, nu mă uit, și ei știu că e acolo, dar nu se uită. Dar în momentul în care cărțile tale sunt foarte scumpe, pentru că toată lumea vrea să facă profit în ziua de astăzi și toți vor bani, mulți, în momentul în care nu mai găsești o carte sub 20 de lei, da? Și dacă ne gândim la studenți, la elevi și așa mai departe, pentru ei să plătească 60, 70, 100 de lei pe o carte este foarte mult. Da? Este foarte mult chiar și pentru adulți care au alte responsabilități și au un salariu mediu, dar rămite pentru un tânăr. Și atunci, va normal ca ei să se îndrepte către zona asta unde găsesc lucruri gratis. Da, poate nu găsesc clasici. Da? Poate nu găsesc un PDF gratis cu Machiavelli sau cu Kant sau cu Degas sau nu știu, care vreți voi din filozofi, da? Dar găsesc fantasy. Găsesc SF. Găsesc, nu știu, altceva. Și atunci se limitează la ceea ce găsesc. Pentru că unul din motivele pentru care oamenii nu citesc este și costul foarte mare al cărților, da? Cărțile fizice sunt scumpe. Acum să găsești când eu personal când văd o carte la 35 de lei zic, mamă, ce ieftină e, da? Și vânez reducerile și cele care sunteți pe aici și știu că vă uitați la mine și știu că mă urmăriți pentru cărți, știu că faceți la fel, vânați reduceriile pe edituri și pe site-uri. Și este firesc să faci treaba asta, pentru că în momentul în care o carte ajunge să coste, o carte banală, nu vorbim de ceva super substanțial, știți, care reprezintă o investiție în viața ta. În momentul în care o carte banală ajunge să coste cât mâncarea ta pe toată săptămâna, e o problemă. Știți? Adică începe să devină o problemă. Și da, știu că le putem privi ca pe niște investiții în noi și în viețile noastre. Este adevărat. Și cărțile întotdeauna vor fi o investiție, cu excepția, nu știu, lucrurilor super contemporane care se scriu acum, dar cărțile cu precădere sunt o investiție în viața ta și ar trebui să le vedem ca atare, dar totuși, când ești într-o țară ca România, unde trebuie să alegi între a mânca și a citi, pentru că pentru asta ți ajung banii, sau între a cumpăra medicamente și a citi, păi te duci către priorități. Da? Așa că, nu știu, eu personal v-am zis, da, sunt de acord cu ideea că tinerii nu mai citesc raportat la, nu știu, decadele anterioare, când nu era atâta tehnologie și nu era atâta sursă de informație,
Dar asta nu înseamnă că tinerii nu mai citesc deloc. Și nu în ultimul rând, văd genul ăsta de frază ca o tentativă de a face tinerile generații de a le discredita, de a le face proaste. Pur și simplu. Bă, băi, ăștia tineri, știți? Atitudinea aia superioară pe care o au foarte mulți oameni, care poate să fie îndreptățită, nu zic că nu. Adică poate să fie îndreptățită. Da, eu cu siguranță n-am să ajung în 10 vieți la fel de deșteptă ca Liceanu. Doamne ferește, nici nu pot să sper la treaba asta, da? Pot să stau să studiez toată viața mea de acum colo, că nu o să ajung atât de deșteptă ca el și atât de inteligentă și cu atât de informații. Dar atitudinea asta, genul ăsta de fraze, îmi denotă de la cei mai mulți oameni, nu de la Liceanu, de la cei mai mulți oameni, îmi denotă o atitudine în asta superioară. Bă, voi sunteți niște mizerii, mă, voi ăștia deveniți. Dar să nu uităm că mizeriile astea sau ăștia mici, insignifianți, care nu citesc, sunt formați de generațiile anterioare care au experiență. Da? Deci nu trebuie să uităm treaba asta. Și de aia chiar sunt foarte curioasă să aflu ce opinie aveți voi. Dați un like și un share la clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!